La 1 septembrie 1939, cel mai sângeros conflict al umanității a început. Germania a invadat Polonia, rezultând într-un război care la început a acoperit Europa, dar care a ajuns să acapareze întreaga lume. 6 ani mai târziu, pe 2 septembrie 1945, războiul a luat sfârșit după ce ultimul combatant al Axei, Japonia, s-a predat, dar până atunci viața a milioane de oameni a fost distrusă. Fie că au murit, fie că au fost afectați de ororile războiului într-un mod diferit. În spatele acestui conflict s-a aflat o mulțime de oameni, însă numele unuia răsună peste toate celelalte. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Pentru a fi clari, cu sau fără Hitler, războiul probabil că ar fi izbucnit oricum, deoarece înfrângerea Germaniei din primul război mondial a fost mult prea dureroasă, iar suficiente persoane care erau de acord cu opiniile sale trebuiau să fie prezente pentru ca el să ajungă la putere. Totuși, Hitler și-a câștigat fără îndoială reputația pe care o are azi, ambițiile sale genocidale reușind să portretizeze definitiv o parte neagră, când în majoritatea conflictelor domină o nuanță de gri. Sau cel puțin o ambiguitate atunci când vine vorba despre personaje fictive. Dar cine a fost Führerul german cu adevărat și cum a reușit un asemenea om să se ridice în fruntea unui stat atât de puternic precum Germania? Adolf Hitler a fost născut în 1889 în Braunau, un oraș micuț din Austria, aproape de granița cu Germania. După ce tatăl său, Alois, s-a retras ca funcționar vamal de stat, tânărul Adolf și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Linz, capitala Austriei Superioare. Relația tânărului cu tatăl său pare a fi fost bazată pe frică, dar după ce acesta a murit în 1903, a lăsat suficienți bani fiului și nevestei sale pentru a trăi. Relația lui Hitler cu mama sa a fost mai bună, însă și ea a murit în 1907, lăsându-l pe tânăr singur. Determinat să nu calce pe urmele tatălui, Hitler și-a dorit să urmeze o carieră academică, însă rezultatele sale nu au fost niciodată suficient de bune. După ce a părăsit școala, a vizitat Viena, apoi s-a întors la Linz, unde a visat să devină artist. Mai târziu a folosit mica alocație pe care o avea pentru a continua să se mențină la Viena. Dorea să studieze arta, dar de 2 ori a eșuat să intre în Academia de Arte Frumoase. Câțiva ani a trăit o viață singuratică și izolată, câștigând un trai precar, pictând cărți, poștale și reclame. Tot în această perioadă, Hitler a început să dezvolte caracteristicile care vor avea să-i domine viața mai târziu. În continuare, Hitler s-a înrolat în armată chiar participând în primul război mondial, unde a fost grav rănit de 2 ori. Pentru început a fost împușcat în timpul bătăliei de la Somme în 1916, iar 2 ani mai târziu a fost orbit temporar de un atac chimic britanic. O lună mai târziu, Germania a pierdut războiul, însă atât pentru Hitler cât și pentru alți germani, știrea părea cu adevărat incredibilă. Germania părea la conducere, iar în primul război mondial, majoritatea luptelor nici nu au fost purtate măcar pe teritoriul german, deci declarația a fost și mai surprinzătoare. Mulți germani astfel au ajuns să creadă că înfrângerea devastatoare a țării nu putea fi atribuită aliaților, ci trădătorilor, insuficient de patrioți de acasă. Acest zvon a reușit să alimenteze ura germană care a permis în cele din urmă ascensiunea lui Hitler, condițiile necesare pentru începerea unui nou război mondial. Tratatul Molotov-Ribbentrop. După război, ideile politice extremiste ale lui Hitler au început să fie conturate, iar noul partid nazist a început să capete cât mai mulți admiratori. După ce a fost întemnițat pentru trădare în 1923, Adolf a scris Mein Kampf, un fel de biblie pentru naziști în care și-a exprimat părerile antisemite. În 1932, Hitler a reușit să câștige alegerile împotriva eroului de război, Paul von Hindenburg, care l-a numit cancelar în ianuarie 1933. Un an mai târziu, pe 29 iunie, Hitler a orchestrat noaptea cuțitelor lungi, moment în care sute de adversari politici, cât și membrii ai propriului partid problematici, au fost asasinați, inclusiv fostul cancelar, Schleicher. La nu mult timp după ce a început și persecuția evreilor, iar războiul s-a imprimat în mintea lui Hitler, considerând că rasa ariană merită să stăpânească întreaga lume. Totuși, deși Hitler era dispus să se lupte pe frontul vestic cu Franța și Marea Britanie, nu era atât de dornic să lupte și pe frontul estic împotriva Uniunii Sovietice. Deși tirania și violența au caracterizat ambele regimuri, Germania nazistă și Uniunea Sovietică erau adversari ideologici, iar Hitler, în special, îi ura pe comuniști. Stalin însuși nu îndrăgea naziștii prea mult, însă și-a declarat de nenumărate ori respectul pe care îl simte față de puterea deținută de Hitler și a numit noaptea cuțitelor lungi o strategie briliantă.
Ambii lideri erau înfricoșați de puterea deținută de celălalt, așa că, în ciuda tuturor diferențelor, la 23 august 1939, Germania și Uniunea Sovietică semnează un pact de neagresiune, uimind astfel întreaga lume. După invazia Cehoslovaciei de către Germania nazistă, Marea Britanie a trebuit să decidă în ce măsură va interveni dacă Hitler va continua expansiunea germană. Prim-ministru Neville Chamberlain a spus clar că Marea Britanie va fi obligată să vină în ajutorul Poloniei în cazul invaziei germane, deși avea nevoie de un aliat. Dintre toți aceștia, Uniunea Sovietică părea cel mai probabil, însă Stalin a fost rece după ce efortul său de a crea o alianță politică cu Regatul Unit și Franța a fost respins cu un an mai devreme. Nici Polonia nu ar fi fost încântată să primească sprijin sovietic, considerând că doar a înlocuit tiranul monstruos cu altul. Deci Hitler a decis să acționeze înaintea Regatului Unit pentru a se asigura că poate invada Polonia cât mai repede, așa că ministrul de externe al Germaniei, Joachim von Ribbentrop, a zburat în Moscova, unde s-a întâlnit cu Molotov, ministru de externe sovietic. La scurt timp după tratat, pe 1 septembrie 1939, Germania și-a început invazia fulgerătoare a Poloniei. Două zile după, Marea Britanie și Franța au declarat război contra Germaniei, dar fără suportul Uniunii Sovietice. Conform temerilor tratatului, sovieticilor le-a fost oferită o parte din Polonia pe care au anexat-o pe 17 septembrie. Totuși, ambii lideri erau conștienți că celălalt avea planuri ascunse, așa că în timpul tratatului paranoia a fost constant prezentă. Poate că tot din acest motiv Hitler avea să facă o alegere care s-a dovedit definitorie pentru război. Pe 22 iunie 1941, Germania a lansat operațiunea Barbarossa, încălcarea tratatului Molotov-Ribbentrop prin invazia Uniunii Sovietice. Paranoia lui Hitler. În 1939, ambele națiuni au avut motivele lor pentru a rămâne neutre, dar odată ce aceste motive au dispărut, a fost doar o chestiune de timp până ce una ar fi trădat. Chiar și în timp ce lupta în Franța, Hitler a avut îndoieli cu privire la Stalin și a staționat niște trupe de rezervă la granița de est. Dacă războiul din vest s-ar fi prelungit, iar Germania devenea mai slabă, o invazie sovietică ar fi fost foarte probabilă. Deci, știind că nu poate avea încredere în Stalin, Hitler a decis să fie primul care atacă. Mai mult, un război nu poate fi purtat doar prin soldați și strategie. E nevoie de mâncare pentru a susține toți acei soldați, materiale pentru construcția armelor și combustibil pentru funcționarea lor. Un război poate fi extrem de scump, iar Germania depindea de Uniunea Sovietică pentru toate aceste resurse. Dacă cea din urmă nu ar fi respectat tratatul, lovitura asupra Germaniei ar fi fost devastatoare. Cu toate astea, nu putem spune că Uniunea Sovietică se afla în avantaj. Deși Stalin a început să își strângă armata, numărul soldaților încă era mai mic decât al germanilor, iar armele de război sovietice erau mai slabe. Deci e puțin probabil ca Uniunea Sovietică să fie atacat prima, cel puțin în prima fază a războiului. Într-un scenariu alternativ, dacă Germania ar fi câștigat frontul vestic, iar Rusia și-ar fi strâns suficiente forțe pentru a ataca, prima putere care ar fi început invazia ar fi trebuit să se gândească și la Statele Unite, țară care a fost neutră până la atacul de la Pearl Harbor. În cazul în care o singură țară amenință să câștige dominația asupra întregii Europe și nu numai, această neutralitate ar fi fost cu siguranță provocată. Oricum ar fi, acestea sunt doar speculații. Uniunea Sovietică poate că s-a pregătit de război sau poate că nu. Nu vom ști niciodată adevăratul răspuns, mai ales pentru că Rusia încă se mândrește cu contribuția lor din al doilea război mondial, care, așa cum vom vedea, a fost cu adevărat critică. Operațiunea Barbarossa. Sperând la o victorie rapidă, Germania a alocat peste 3 milioane de soldați pe frontul estic. În ciuda avertismentelor repetate, Stalin a refuzat să creadă că Hitler plănuia un atac, iar invazia germană a prins Armata Roșie nepregătită. Inițial, atacul german a fost cu adevărat fulgerător, un adevărat blitzkrieg, numai în prima zi a atacului. Luftwaffe reușind să doboare peste 1000 de avioane sovietice. Milioane de soldați au fost luați prizonieri și nenumărați civili au fost uciși, în special evrei sovietici. În ciuda câștigurilor sale teritoriale și a pagubelor aduse Armatei Roșii, operațiunea Barbarossa a eșuat, deoarece Uniunea Sovietică nu a capitulat. Asediul de la Stalingrad a fost cel mai mare al istoriei, rezultând în milioane de civili uciși sau doborâți de foamete, însă orașul a refuzat să cedeze. Hitler a dat vina pe iarnă pentru eșecul său, care probabil a fost un factor, însă întreaga operațiune a suferit de o strategie pe termen lung. Contând pe o victorie rapidă, germanii nu reușiseră să stabilească linii de aprovizionare adecvate pentru a face față distanțelor mari și terenului aspru. Stalin, în schimb, a apelat la spiritul patriotic al populației, care a fost motivată și de atrocitățile comise de forțele germane în timpul invaziei. Pe lângă faptul că Germania nu mai putea conta pe resursele provenite de la Uniunea Sovietică,
trebuia să ducă și un război pe două fronturi, una împotriva unui adversar de temut. 4 ani mai târziu, Uniunea Sovietică a reușit să invadeze Berlinul, eveniment care a dus la sfârșitul luptelor din Europa, cât și la sinuciderea lui Hitler de pe 30 aprilie 1945. Înainte de asta, ultimele persoane care s-au aflat alături de el au declarat că Führerul era vizibil stresat și că știa că nu există scăpare, cerând slujitorilor săi să-i ardă trupul după moarte pentru a nu ajunge în mâinile lui Stalin. Al doilea război mondial avea să continue până în 1945, însă, din multe puncte de vedere, soarta Germaniei a fost stabilită odată ce a invadat Uniunea Sovietică. Dacă Germania ar fi reușit să învingă și Marea Britanie, Europa probabil ar fi fost pierdută, singurul obstacol rămas fiind Uniunea Sovietică, cheia și pentru mult râvnitele resurse. Nu putem ști cum ar fi decurs această realitate, însă e cert că eșecul împotriva Uniunii Sovietice a fost fatal pentru Hitler, care s-a dovedit a nu fi geniul militar pe care propaganda nazistă îl prezenta. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!